Salutare tuturor și pam pam pam! Capibara șmecheroasă! Ok, cu toții știm Roblox Doors. Dar ce dacă ai avea acces la un ciocan și ai putea sparge tot? Huh? Ei bine, despre asta este vorba în jocul de astăzi și de ce sunt atât de întunecat? Mă, ce se întâmplă în liftul ăsta, frate? Ce-o păți caracterul meu? Vai de capul meu, e groaznic ce se întâmplă aici, e groaznic rău de tort. Bă, ce melodie mi-a băgat, îmi place. Bun, liftul ăsta coboară de parcă urmează să pic și să-mi rup toate oasele, deci da, mi este puțin frică, n-am să vă mint. Deschide ușa, mulțumesc. Wow, ce avem aici? Roblox Doors de buget. Ia! Da, mă, da, na bun. Întrebarea este cum spar chestie. Press C to crouch. Ok, oh, wow, o picat asta. Ciocănașul, bă, ce s-a întâmplat? Am zburat prin toată camera. Ok, atunci aveți grijă să nu zburați prin toată camera acest joc. Ia ciocănașul. Opa! Employee of the month. Zice că eu sunt cel mai bun. Păi, ok, foarte tare. Presupun atunci că e tare rol de tort. Poți să craftezi ceva? Oh, pot să craftez? Ok, dar eu n-am încă materialele de alea. Bun, haideți să spargem, pentru că așa ne arată. 2! Ha? 2! Wow, am spart totul! Ok, păi asta e destul de tare. Breaking drawers may give you useful ăsta. No, hai să spargem. No, l-am spart. Și cam atâta. Pot sparge peretele ăsta? Ăla sună destul de urât, nu pot să sparg. Ha, pot să intru aici? Ok, așa mă ascund. Acum nu mă mai ascund nicăieri. Ei bine, cred că nu ne mai ascundem, fraților. Mă, ce se întâmplă? Ok, zice, nu sparge aici. Păi uite că o să sparg. Bă, ok, păi presupun că nu prea... Au, oh, am picat. Au, oh, ce se întâmplă? Ok, jocul e puțin buguit. Ok, următoarea ușă. Ioi. Na, bine, sunt curios când vin monștri, dacă putem sparge monștrii. Ok, să spar totul. De aici. Să spart iarăși totul. Deci aici să spart din nou totul, tot universul. Sparge asta. Da, bă, da, nu mă mai ascund de nimeni. Bine, nu știu dacă e bine că nu mă mai ascund, că dacă vine rașul mă moară. Dar eu pot sparge pereți, am zis sparge. Așa, stânga sau dreapta, ziceți rapid. Ați zis stânga, ok, mergem dreapta. Așa. Ăsta o cam rămas în aer numerul. Am auzit un sunet dubios. Vine cineva? Că dacă da, cred că primești un ciocan în cap, frate. Ia. Ioi cum o sunată la ea, dă-i. Ok, sună puțin buguit. Sparge și ăsta. Bine, bă, iar pe partea asta ce găsesc? O bătut cineva. Jur că o bătut cineva, doar am auzit. Sparge asta. Ce se aude? Am băut ceva. Ce am băut? Am băut ceva, dar nu știu ce. Mă, ce se întâmplă aici? Sparge asta, merge mai departe. What, ăsta-i dors? Uite ce avem aici. Calculatoare, flashlight. Avem și lanternă. Bun, vezi că ne șmecherim încet. Am spart universul aici, nu știu ce se întâmplă. Uai de ca... Iar m-am buguit. Bă, am zburat prin cameră, bă. Doamne, ni să mai spargi chestii, nu mai poți pe aici. Asta e jocul perfect dacă ești nervos, vii și spargi tot. M-am buguit, fraților. M-am buguit, ajutor. Cine mă ajută să scap? Ok, am ăsta. Am, ha? Ce s-a auzit așa? Mă, vine cineva? Bă, ce e asta? La ce mă uit acum? Nu ne mai uităm la nimica, e bine. Ce avem aici? Nu mai avem nimica, ok. Ce avem aici? S-a spart tot universul. Am spart totul, se zgudie tot ecranul non-stop. Iar am zburat în alt univers. A, uite, următoarea ușă. Înainte să mergem la următoarea ușă, din câte vedeți aici avem un nimica, pentru că avem doar un perete, s-a spart totul. Ok, chiar disactiv să spargi astea. Mai văd aici ceva. S-a dus. Ușa, poți să mai spargi mai multe bucăți? Nu pare. Dă-i perete. Nu merge. Ok. Păi, găsesc ceva aici? Absolut nimic. Merge mai departe. Sparge ușa! Aia zic, băi! Ha? Ce se aude? Se aude ceva. Se aude ceva. Ei bine, dacă vine un monstru, nu o să mai... nu o să se mai ascunde nimeni acolo. Sparge ușa! Bine, bă! Ok. Nimica momentan. Suntem... Păi, ce se aude, mă? Ok, nu știu ce se aude, presupun că... Cred că vine un monstru. Tot aud, parcă e un scaun, ce sună. Ce bine că am lantenă. Da, mă, da, nu mai mi-este frică că am lantenă. Sparge-l. Așa, ok, camera asta arată puțin cam dubios, am să vă mint. Poți sparge becul, ia. Sari, sparge, sparge. Nu merge să sparg becul și nici să sar nu merge. Ok. Sparge ușa. Dă-i! Iar e întuneric.
Nu-mi place când este întuneric. Sparge-l așa cum nu mai este întuneric, totul e frumos. Avem un drum în jos sau un drum încoace? Ia, sparge-l. You need to find a lever. Trebuie să găsesc ceva mâner de care să trag. No, bine, până atunci presupun că... Oh, vitamine, ok, presupun că coborâm aici jos. Ce se aude? Poți sparge, peretele. Am auzit o ușă? Na, bun, avem aici un mic labirint pe care presupun că trebuie să-l facem. Să vedem dacă vom și reuși. M-am dus bine. Pare în fundătura aici. Oh, magie. Trage-l, trage-l. Trage de el. Fraților, cum trag de el? Nu merge. Ce trebuie să fac? Dau cu lemnul în cap? Nu merge niciun buton. O să presupun că am tras de el. Nu știu, păi n-am mers să trag de el, nu mergea niciun buton să trag, deci o să mă duc înapoi și sper că acea ușă de sus s-a deschis. Dacă nu s-a deschis, ei bine, într-adevăr e destul de nasol, pentru că nu prea mergea să trag... Poate nu trebuia să am nimic în mână, haideți să încercăm așa. Vin înapoi și n-am nimic în mână, să vedem dacă... Ok, am făcut ceva. Haideți să mergem înapoi acum din nou. Să vedem dacă s-a schimbat ceva. Iar am intrat prin fundătura aia. Mamă, dacă aș da de un monstru în labirintul ăsta cum mă întorc, mă speriam rău de tort. Dar n-a fost să fie, deci ieri e bine. Da, mă, da, s-a deschis și e întuneric. A, următoarea ușă. A, mai mult întuneric, ce tare. Oh, nu din nou. Dar de data asta pe întuneric. No, bine, haideți să ne grăbim pentru că antena noastră cam pierde baterie rapid, rău de tort, din câte puteți vedea. E același labirint, deci treaba ar trebui să fie ușor. Aba, nu. Sau? Ba, da, e același labirint. Ok. Trage. De ce n-a tras? Ok, a tras ulterior. Bun. Hai să mergem înapoi. Tarara, tarara, sunt un gândac mic. Mă, ce? Ok. Nu-mi place că e întuneric. Deci nu-mi place întunericul ăsta. Sparge ușa și fie lumină. Da, mă, da, lumină. Ce fain. În schimb, n-a venit niciun monstru încă. Ce se întâmplă? De ce nu vin monștrii? Mai multe uși. Am spart ușa asta. Nimic interesant. Da? Următoarea ușă spartă este... Ce s-a auzit așa? Ce s-a auzit așa? Cred că vine ceva monstru. Mă ascund, mă ascund aici, mă ascund aici. M-am ascuns. Mă, ce-o sunat așa? A venit un ochi după mine? Așa mi-a arătat acolo. Vai de capul meu. No, am supraviețuit primului monstru. Ceea ce-i tare. Acum haideți să încercăm să facem acest labirint din nou. Trage de el, bă. Bă. Așa, doamne, e dubios rău de tot mânerul. Bă, doar mie mi se pare că am auzit-o. Ok. Hai să mergem mai departe. Să ignorăm sunetele astea dubioase pe care le auzim. Da, să mergem mai departe. Te rog, lumina. M-am ascuns și mă uit afară, să vedem. Wow, ok. Ușa e verde. Oh, no. Oh, no, ceva dubios se întâmplă. Oh, no. What the schnitzel de avion e camera asta? Ei bine, sparge asta. Problema este că nu prea mai am antenă. Ceea ce este o problemă mare, de fel. Am auzit ceva dubios. Oh, nu mai am antenă deloc. Deci nu mai am antenă deloc. Camera asta sunt sigur că are niște secrete. Dar nu pot să mă uit că n-am antenă. Ce asta? Remember, being scary is the... Da, ce păcat, n-am apucat să citesc. Ce s-a auzit? Wow! Labirintul, labirint, lintul, lintul, labirint. Ehe, aha, sunt mai bun la labirint decât tine. Nu știu ce am zis. Bine, vreau lanternă. Vreau lanternă, lanternă? Nu-mi dă lanternă aici, lanternă aici, nici lanternă pe aici. Am spart tot universul. Am băut ceva de viață. Ok, tare. Nu cred că aveam nevoie de ea, dar tare, tare dacă l-am băut. Regele. Bă, faptul că încă sunt în viață, cred că e tare. Adică mă așteptam să mor deja de mult, dar încă sunt în viață. Cred că după 5.000 de episoade de Roblox Dors pot să mă joc orice Dors pentru că sunt profesionist. Sparge-l. Iară camera asta, mă. Tot la fel e labirintul. Să sperăm că da. Da, mă, da, tot la fel este. Foarte simplu, foarte simplu. Te rog să nu fie... Ceva a sunat urât, așa că o să sparg asta și o să mă bag ca să mă pot uita afară. Ia, să vedem cum vine creatura aia. Ochiul ăla. Rașul ochi.
Mamă, s-a dus foarte, foarte harnic. Ia, sparge. Mamă, spart. Sparge din nou. Am spart. Mamă, ce-mi place să sparg. Am spart. Suntem la ușa 28 sau perete 28, ne scrie sus, că e wall, nu door. Aparent spargem pereți. Nu trecem prin uși, spargem pereți, așa. Nu prea-mi place zona asta. Ok, bine, dacă nu se supără nimeni, o să trec direct la următoarea ușă. Așa. Tara, dar tot este întuneric. Uai, ce tare, nu este. Următoarea ușă. Sparge-o. Bă, acum mă simt mai bine când este back. Mă, ce se întâmplă acolo? Mă, ce se întâmplă acolo? No, bine. Cred că la asta nu mă uit. Cred că ăsta e ochiul. Și e cam roșu. Și nesimțit. Ok. A plecat. A, asta a fost tot. O cameră goală. Ok. Nu-mi place ce am auzit. Nu-mi place. Mă, ce? Ce-a fost sunetul ăla, frate? Bro, what se întâmplă aici? Ok, chestiile devin tot mai dubioase și ne apropiem de camera 50 încet. Camera în care mă aștept să fie un monstru. Am spart ușa, sunt bun, presupun. Ceva e dubios pe holul ăsta, fraților. Ceva este dubios. Ok. Bă, ce se întâmplă? Am picat de tot. Na, bun, ia asta înapoi. De fapt, n-am ce lua înapoi, vreau să zic că deschide astea. Oare o să vină Sig după mine? Nu, frate, totul... Ioi, ce e ăsta, frate? Sparge ușa! Sparge ușa! Sparge ușa și fugi! Fugi, 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 sparge ușa! Sparge ușa și fugi! Sparge ușa... Nu! De unde să știu că pe jos era capcană? Bă!